Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Noi despre Noi. Sunt nevoită să vin cu niște explicații pe marginea celor spuse de către noi la rubrica Cuvânt Înainte în cadrul emisiunii din vinerea trecută. Ziceam noi atunci cu satisfacție că am pus și noi umărul pentru sesizarea autorităților cu privire la declarația viitoarelor mame care au avut de suferit de pe urma tratamentului medical defectuos. Repet, am pus umărul și în niciun caz nu grație doar emisiunii noastre. Unii nefiind probabil îndeajuns de atenți, s-au grăbit să ne eticheteze pe rețelele de socializare cum că ne-am asumat rolul principal în deznodământul acestui subiect sensibil. De ce am insistat asupra acestui subiect? Pentru că astăzi iarăși venim cu o precizare de acest gen. Vorba e că în filmul nostru despre Comuna Budești, noi destul de dur am abordat problema transportului public în această localitate. Ne-am adresat în cadrul subiectului direct autorităților municipale. Zilele acestea, primăria municipiului a venit cu o dispoziție unde negru pe alb scrie să se caute posibilități pentru redresarea situației cu transportul public din satele municipiului. Acum, dragi confrați de pe rețelele de socializare, spuneți cinstit cu mâna pe inimă. Am pus noi umărul pentru sensibilizarea autorităților în problema dată, ori nu am pus? Noi credem că da. Dumneavoastră considerați cum doriți. La urma urmei, mai puțin contează cine și ce a făcut și cu cât a contribuit pentru a mișca carul public din loc. Important e să se rezolve problema. Acum, dragi telespectatori ai emisiunii Noi despre Noi, ne adresăm direct domniilor voastre. Scrieți-ne pe adresa noastră, raducamargareta@gmail.com, despre problemele care vă frământă și care necesită rezolvare. Noi, la rândul nostru, le vom selecta, le vom sistematiza și ne vom strădui să vă ajutăm. Nota bene, ajutorul nostru constă nu în soluționare definitivă a problemelor dumneavoastră, ori noi nu suntem factori de decizie. Ajutorul nostru, și asta vă promitem ferm că vom face, constă în sensibilizarea factorilor de decizie pentru a vă rezolva o problemă sau alta. Considerăm că nu este puțin. Ori noi vom face acest lucru public și în direct în cadrul emisiunilor noastre. Pe această notă considerăm noi optimistă, permiteți-mi să punem punct cuvântului înainte din această seară și să vă prezint tema emisiunii propriu-zise din această seară și invitații din studio. Astăzi vom vorbi despre anul 2018, declarat an al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Și cu această ocazie le spun bună seara invitaților Nicolae Pascaru, fondatorul și președintele Federației de Luptă Voievod. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit! Vă mulțumesc pentru că ați acceptat astăzi. Probabil evenimentul este nu de mult finisat, da? Și dumneavoastră ați participat la acest eveniment. Vreau să subliniez că, într-adevăr, Ștefan cel Mare reprezintă simbolul suprem al statalității moldovenești și a mândriei țării noastre și a întregului popor. Și iată, vreau să telespectatorii noștri să vadă, astăzi a fost scos de sub tipar și un calendar foarte frumos și o broșură în care se spun lucruri cele mai importante și cu siguranță mai trebuie tipărite multe, că despre Ștefan cel Mare se vă poate spune foarte multe lucruri. Oamenii au fost încântați de acest eveniment, un eveniment festiv, și vreau să vă întreb, domnul Popovici, în această atmosferă solemnă dedicată anului 2018, anul Ștefan cel Mare și Sfânt, ca să înțeleagă toată lumea, semnificația acestui eveniment pentru oameni, până la urmă, ține de domeniul cultural, politic, social sau religios, pentru că unioniștii afirmă că este geopolitic, este un eveniment. Cum noi putem să-l declarăm și să-l sesizeze telespectatorul simplu? Fiecare persoană, fără îndoială, are dreptul să interpreteze orice eveniment cum dorește, în măsura capacităților intelectuale pe care le are, în măsura informațiilor de care dispune. Eu aș putea să menționez că în luna iulie, anul 2017, președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, ca urmare a mai multor consultații cu echipa noastră, a ajuns la concluzia că anul 2018 trebuie să fie anunțat și declarat ca anul Ștefan cel Mare. Iată, telespectatorii pot vedea și niște secvențe pe ecran, ceea ce s-a întâmplat astăzi, da, domnul Popovici? Anul Ștefan cel Mare și Sfânt, domnitorul Moldovei. De ce a fost ales anume Ștefan cel Mare? Pentru că cineva spune că nu este o dată rotundă pentru comemorare, nu este un careva eveniment istoric care trebuie să fie comemorat.
Noi am decis că președintele a luat decizia că anume Ștefan cel Mare trebuie să fie comemorat în anul 2018, deoarece la etapa actuală țara noastră, Republica Moldova, se află într-o situație destul de precară. Societatea este ca urmare a unui comportament inadecvat a unor forțe politice, atât din țară cât și din străinătate. Societatea este destrămată. Există mai multe segmente, adică este segmentată societatea noastră. Există conflicte interne. Și încă în luna iulie noi am ajuns la concluzia că dacă nu vor fi întreprinse careva măsuri, țara noastră poate să dispară de pe arena politică. Acum noi nu putem vorbi despre careva vectori de preferință geopolitică sau despre careva conflicte între forțe politice interne. Noi ne aflăm în fața dilemei de a fi sau nu a fi Republica Moldova. Este destul de grav. Asta am spus, lucrul ăsta l-am menționat încă, sau l-am constatat încă la mijlocul anului trecut și respectiv am decis ca anul 18-2018 trebuie să fie un an de consolidare a societății noastre, de unificare a moldovenilor, de conștientizare și de promovare a patriotismului moldovenesc, de consolidare a țării noastre. Și ce simbol mai bun decât Ștefan cel Mare poate fi pentru a consolida societatea noastră, pentru a unifica diferite segmente din a moldovenilor și pentru a consolida statalitatea. Nu am greșit. Evenimentele de ultime oră ne demonstrează că nu am greșit. Și noi suntem îngrijorați de situația care se petrece în Republica Moldova. În acest context, cred că pe parcursul emisiunii noi să discutăm la acest subiect. În ultimul timp s-au activizat un șir de forțe care își propun destrămarea și distrugerea statului Republica Moldova. Noi suntem convinși că prin anunțarea anului Ștefan cel Mare vom reuși promovarea adevăratelor valori ale patriotismului moldovenesc, vom contribui la educarea tinerii generații în spiritul patriotic și vom putea consolida societatea moldovenească, inclusiv în preajma unor evenimente cu risc sporit care pot să aibă loc în acest an. Programul de acțiuni în anul 2018, anul Ștefan cel Mare, conține mai multe evenimente despre care cred că o să vorbim pe parcursul emisiunii. Evenimentul a fost într-adevăr extraordinar de bine organizat și cu această ocazie le spunem mulțumesc celor care au contribuit. Au fost și artiști de valoare care au cântat și au încântat publicul de acolo. Domnul Pascaru, acum avem cea mai mare nevoie de un model istoric pe care ne-l poate oferi Ștefan cel Mare, care era devotat până la măduva oaselor moldovenilor și o făcea cu prin luptele acestea, prin tot ce însemna pentru el acest pământ. Dumneavoastră, de ce credeți că unioniștii se împotrivesc să sărbătorească anul Ștefan cel Mare? Că de fapt, în principiu, această sărbătoare, anul Ștefan cel Mare și Sfânt, și anume însăși voievodul, trebuie să ne unească în concepțiile noastre care sunt în ideea de a dezvolta Republica Moldova în ziua de mâine. În mare parte, această idee unionistă este una mai mult falsă, pentru că, în principiu, Moldova, Moldova Mare, Moldova istorică lui Ștefan cel Mare, care a dominat atâtea sute de ani, care s-a păstrat statalitatea, ea este și acum între acestea trei țări, cum am spus, Ucraina, o parte din Moldova istorică în România și Republica Moldova, care de fapt își are statalitate, își are vocea sa în lume, avem ambasade în toată lumea. Și aici, la nivelul ăsta metafizic, merge o luptă, merge o invidie, o concurență între a atrage acești eroi, acestea victorii care au avut strămoșii noștri. Dar noi, care considerăm că Moldova are un viitor,
Pentru noi aceasta este ca o credință sacră, pentru că noi păstrăm acelea valori care le-a avut Ștefan cel Mare. Noi nu am tins să schimbăm țara Moldova în alt țară sau să împărțim pământurile Moldovei altor state sau să aducem regi străini la noi acasă să ne conducă sau să aducem arme străini, armate străini. Noi păstrăm acelea valori care le-a avut Ștefan cel Mare în parcursul anilor de domnie. Noi păstrăm acelea victorii care le-a avut Ștefan cel Mare și suntem dornici de libertate. De ce am tins înspre suveranitate? Unionismul este o idee falsă pentru că în mare parte este folosit politic de toți aceștia oameni angajați de după hotare, prin granturi străine care încearcă să distrugă și o fac. O fac. Dacă vedem orașul Chișinău ca exemplu unei capitale europeană, noi înțelegem că este un eșec a celor unioniști care au fost la conducere. Noi dacă vedem furtul miliardului, iar vedem că acele machinații au fost făcute de reprezentanții acestor idei unioniste de la Partidul Liberal care este. Și nu este un secret, pentru că Banca Națională era condusă iarăși de adepții Partidului Liberal care duc această idee. Ideea noastră, care noi, așa cum am spus, o ducem, este o idee a viitorului. În Republica Moldova sunt foarte multe probleme. Este problema aceasta sărăcii, oamenii pleacă din țară, copii orfani, se închid școli. Dar noi, moldovenii, trebuie să înțelegem că este importantă baza acestei țări, memoria care o avem noi. Și secretul viitorului nostru de succes este, sau cheia succesului, este în gloria moldovenilor noștri care s-au luptat pentru această țară. Ștefan a trecut printr-o perioadă nu atât de ușoară. Dacă închipuiți, a oprit acea armată care a cucerit Constantinopolul. De fapt, era cea mai mare armată și cea mai puternică din lume. Da, și era neînficat în fața la așa niște domnitori. Noi, o mână de moldoveni care suntem aici, noi putem să facem regulă în țara asta. Și apropo, avea imposibil. Și mare, avea și munte. Da, poate Popovici. În contextul ăsta aș vrea să menționez la ceea ce a spus și domnul Păscaru, că Ștefan a fost domnitor și domn în țara Moldovei. El nu a fost domnitor în altă țară. Țara pe care o conducea Ștefan cel Mare a fost și se numea pe timpul lui Moldova. Iar conform declarațiilor sau documentelor de constituire a statului contemporan Republica Moldova, noi suntem urmașii acestui stat istoric numit Țara Moldovei. Lucru menționat și în declarația de suveranitate din 1990 și în declarația de independență. Pe de o parte. Pe de altă parte, locuitorii țării pe care o conducea Ștefan cel Mare se numeau moldoveni. Respectiv, noi avem tot dreptul să ne comemorăm eroii noștri adevărați, eroii țării Moldovei, eroii moldovenilor, iar în momentele de restriști, în momentele grele pentru societatea noastră, noi putem și avem dreptul și suntem obligați chiar să utilizăm aceste simboluri de unitate națională a moldovenilor, de dragoste față de țară, de patriotism care le întruchipează simbolul acesta Ștefan cel Mare. Este pe de o parte. Pe de altă parte, aș vrea să menționez că șeful statului, președintele Republicii Moldova, astăzi în discursul care l-a ținut, a menționat că faptele săvârșite de Ștefan cel Mare sunt de învățătură și pentru zilele de astăzi. Și el a menționat în cuvântarea ținută trei momente care sunt actuale și astăzi. Și anume, el a spus că Ștefan ne-a dat o lecție pe multe secole înainte de patriotism, de dragoste față de țară. Încă o dată repede, de țara Moldova. Dragoste față de popor, dragoste de trecutul și viitorul acestei țări. O altă lecție pe care a menționat-o președintele țării, făcând referință la activitatea lui Ștefan cel Mare, a fost importanța religiei creștin-ortodoxe pentru consolidarea societății, pentru sau în calitate de acel fundament spiritual care a permis poporului nostru să reziste în cele mai grele momente ale existenței sale.
De aceea președintele a menționat că și această lecție de susținere a ortodoxiei sau ortodoxia ca bază spirituală pentru rezistența societății noastre este actuală și la etapa actuală. De asemenea, președintele astăzi în raport a menționat că Ștefan ne mai dă o lecție care este actuală și pentru zilele de astăzi, și anume că Moldova, în politica externă, trebuie să reiasă din propriile interese. Moldova trebuie să creeze alianțe convenabile pentru Moldova și nu pentru alianțe cetățeni. Pentru cetățenii Moldovei și nu alianțe create de cineva undeva și să ne folosească pe noi ca carne de tun. Și președintele a menționat despre relațiile din acele timpuri pe care le avea Moldova cu Rusia, cu Polonia, cu alte țări. Și acele timpuri ele erau făcute atât de diplomatic. Fără îndoială, care le-a permis lui Ștefan cel Mare să reziste într-o conjunctură geopolitică foarte complicată din acele timpuri, când țările vecine, în câțiva ani de zile după intrarea turcilor în Balcani, au dispărut. Iar Moldova a rezistat. A rezistat, s-a consolidat și a avut puterea să se apere. Și în lupta cu turcii, și în lupta cu polonezii, și în lupta cu unguri, și cu cazaci, și cu tatari. Moldova a fost a moldovenilor. Iar domnitorul Moldovei a fost acel conducător care se gândea la țara lui, la interesele țării, atunci când se încheiau aceste alianțe cu vecinii. Și aș vrea trei lecții extraordinare. Și aș vrea să menționez fără îndoială că președintele poate a reiterat această idee fundamentală că țările mari fac politică mare, țările mici fac politică înțeleaptă. Respectiv, noi acum pentru noi este o lecție tot foarte importantă că Moldova și conducerea țării noastre trebuie să gândească la interesele Moldovei și nici de cum să gândească la interesele altor state utilizând sau cedând din interesele țării noastre. Și dacă nu, aș vrea să menționez că ieri, într-un discurs care a fost ținut de către șeful statului la un canal TV, președintele a menționat, răspunzând la un șir de acuzații care apar în presă destul de tendențioase, pe care îl acuză că el este un președinte a cuiva, apără interesele cuiva, președintele a menționat, eu nu sunt nici pro-rus, nici pro-european, nici pro-român, nici pro... Nu știu mai cum pro... să-i mai inventează. Eu sunt pro-Moldova și Moldova va fi acolo unde își are interesele. Iar eu, ca șef al statului, a spus președintele țării, vă apăra aceste interese. Da, a fost destul de bine punctată, dar vreau să mai subliniez și un lucru, că puțină lume cunoaște că Ștefan cel Mare a purtat multe bătălii cu țara românească, Muntenia, pe atunci, unde era domnitor fratele, vărul său, Radu cel Frumos. Deci, vă dați seama, el nu era pe atunci, cum zic unii, că Ștefan cel Mare este al tuturor românilor, el purta războaie, își câștiga din teritoriu sau din asta... În documentele istorice din epocă și anterioară și ulterioară, locuitorii Moldovei se numeau moldoveni. Iar țara pe care o conducea domnitorul se numea Țara Moldovei. Vecinii din sud își aveau țara lor, care se numea Valahia. Noțiune care s-a menținut până la mijlocul secolului al XIX-lea. Și atunci când au fost făcute primele încercări de unificare a unor principate în această zonă, noțiunea de Moldova era prezentă și noțiunea de Valahia era prezentă. Noțiunea de România apare mult mai târziu. Da. Acum și dumneavoastră, dragi telespectatori, și nouă în studio, ne propunem să urmărim un mic video. Este informația pe care o propune președintele țării pentru acest an, activitățile, acțiunile pe care și le propune președinția să le realizeze în decursul acestui an. Vă rog, regie. Știm cu toții că marele nostru domnitor reprezintă simbolul suprem al statalității moldovenești și al mândriei noastre ca țară și popor. Prin urmare, am considerat că suntem datori să-l obagiem nu doar cu ocazia diferitelor aniversări, ci și să instituim un an dedicat faptelor măreții săvârșite de domnitor și bogăției moștenirii lăsate de Ștefan. Totodată am considerat că un asemenea an trebuie să fie declarat atunci când Republica Moldova are cea mai mare nevoie de modelul istoric pe care ne-l-a oferit Ștefan cel Mare. Ori, noi tocmai
tocmai acum ne aflăm într-un asemenea segment de timp, într-o atare context politico-istoric. Suntem într-o perioadă dificilă și cu multe provocări pentru țară, pentru identitate, pentru denumirea noastră ca popor. În asemenea momente simțim nevoia de folosi de niște repere fundamentale. Suntem într-o optare unor involuri care se constituie esența gândirii și viziunii noastre cetățenești. Revenim în studio, discutăm cu Corneliu Popovici, consilierul prezidențial în domeniul educației, culturii și cercetării, și Nicolae Pascaru, fondatorul și președintele Federației de Luptă Voievod. În acest an își propun să fie organizate 50 de măsuri de amploare în domeniul culturii, istoriei, educației și sportului. Și asta este vorba despre expoziții dedicate Marelui Domnitor, conferințe științifice în care vor fi chemați și oaspeți de peste hotare și din alte țări, competiții sportive, ceea ce și dumneavoastră o să-mi spuneți, siguranță aveți și dumneavoastră ceva, editate lucrări științifice de popularizare a informației și a tuturor acestor obiective pe care dumneavoastră le-ați menționat, concerte, vor fi produse încă filme, da? Și vor fi desfășurate diferite concursuri tematice. Mai multe detalii, pentru că asta ceea ce știu eu din... Vor fi și evenimente care vor fi realizate împreună cu Biserica noastră, ortodoxă, în colaborare cu Biserica ortodoxă, deoarece Ștefan cel Mare, după cum am menționat, nu este numai o personalitate istorică marcantă, dar este și un sfânt recunoscut de bisericile ortodoxe, mai multe biserici ortodoxe. De asemenea, vor avea loc, după cum ați menționat dumneavoastră, concursuri, vor fi și unele activități care se vor desfășura în afara Republicii Moldova, și anume în cadrul ambasadelor, în centrele Republicii Moldova, în străinătate, și va fi implicat în acest proces de realizare a programului diaspora noastră. Diaspora care vor fi desfășurate un șir de activități în orașele cu diaspora moldovenească mai mare. Deja ați discutat cu diaspora, mă scuzați cu siguranță, Ei sunt deschiși pentru ei sunt deschiși și ei vor participa foarte activ. Mai mult ca atât, va fi lansat recent, va fi lansat un concurs de participare la care vor participa reprezentanții diasporei Moldovei. Tema va ține de promovarea imaginii lui Ștefan cel Mare și a Moldovei în țara unde se află această diasporă. Foarte interesant. Cu siguranță Și încă un moment foarte important care vreau să-l menționez și despre care a vorbit astăzi președintele, va fi dezvelirea unui monument la muntele Sfântul Athos, acolo unde Ștefan cel Mare și-a adus o contribuție deosebită pentru restabilirea acestui centru a ortodoxiei, a întregii ortodoxii, într-o perioadă destul de grea pentru aceste lăcași sfinte care au avut loc din secolele al XV-lea. Vor fi și alte activități despre care o să vorbim pe parcurs. Da. Referitor la sport, aș vrea să menționez că vor fi organizată o universiadă întreagă, adică un set de activități sportive cu participare tineretului studios din țara noastră. Foarte interesant. Aici vreau să vă întreb, școlile, acum auzind toate lucrurile astea și molipsindu-se și primind informația, foarte plăcut, pentru că îmi dau seama că au o sumedenie de un câmp destul de larg pentru a organiza în școli, în cadrul școlii. Trebuie să aștepte un ordin de la Ministerul Educației sau pot deja să înceapă activități cu copii? Noi avem acest program de acțiuni, noi îl vom lansa, iar permisiunea Ministerului Educației nu este obligatorie. Nu este obligatorie. Deci, dragi directori de instituții de învățământ, puteți deja de mâine, da, să organizați diverse activități dedicate acestui frumos an care a fost astăzi oficial lansat. Da, domnul Pascaru, dumneavoastră fiind președintele mai multor asociații sau fiind în sport implicat, ce vă propuneți în acest an să faceți? Acest an va fi un an mai deosebit, ne vom implica cu mare plăcere în sprijinul instituției președinției, anume în ajutorul organizării acestor evenimente. Inclusiv vom organiza și evenimentele noastre sportive, pentru că mulți tineri din Republica Moldova sunt dornici de evenimente, mai ales tinerii care sunt implicați mai mult pentru acest domeniu, prin sport, veriți competiții, seminarii,
tabere de odihnă vor fi un an foarte interesant și este important că noi mai avem încă o posibilitate ca să aducem la cunoștință viața acestui voievod, războaiele lui, mai multe evenimente istorice care, din păcate, mulți tineri nu le cunosc, da. Este evident că mulți știu anii domnilor Ștefan cel Mare, este un lucru și normal, dar... Și mai știu că a ctitorit 47 de biserici atât de războaie, dar dacă mai întrebi alte detalii, nu, deci dar avem program, ocazie. Dar programul școlar este puțin mai diferit și noi avem o restanță mare, pentru că s-a scăpat 20 ceva de ani, unde nu s-a atras o mare atenție anume la... Ceea ce este important, pentru care noi, formează societatea civilă... Poate aici este buba cea mare, că patriotismul nostru șchiopătează. Dacă să vedem exemplu țărilor vecine, inclusiv Polonia, putem să luăm ceva bun de la ucraineni, chiar și de la români, ei totuși își consolidează un efort mare în propagarea patriotismului său, în... Chiar la unele momente și mai încearcă și mai falsific ceva din istorie, din să-și descrie mai multe victorii glorioase a poporului său, chiar duc o propagandă așa. Pentru noi, Republica Moldova, ar fi bine ca noi, măcar ceea ce avem adevărat, valoare, virtute, să nu uităm și să nu importăm istoriei drastice de la București sau de la alte capitale, pentru că le avem pe noastre. Și este important de menționat, noi în fiecare an, pe data de 10 ianuarie, sărbătorim lupta de la Podul Înalt, de la Vaslui, care a dus-o Ștefan cel Mare. Da, dumneavoastră, în genere, urmărindu-vă pe rețelele de socializare, aveți atâtea sărbători foarte originale pe care le propuneți. Este un lucru foarte interesant că anul acesta, fiind în România, la acel mare frumos monument lângă orașul Vaslui, chiar și în orașul Vaslui au fost echipele noastre, colegi. Am văzut că și în partea cealaltă strezesc moldovenii noștri. Pentru că până acum nu erau sărbătorite acolo aceste sărbători, dar acum chiar a fost o sărbătoare. S-au mulțit de la dumneavoastră, da? Eu nu aș fi chiar ca organizația noastră așa mare de exemplu, pentru că noi am îndrăznit și am făcut un pas înainte, dar este bucurător. Dar ați făcut un lucru mare, credeți-mă. Am pus accentele la un moment peste sărbătorile astea și nu au fost anume numai ideile noastre, pentru că avem mulți oameni care ne mai sugerează niște idei bune și noi le implementăm. Pentru că așa este o societate normală care își respectă trecutul. Dar ideea că a ieșit și armata română la acest monument mare al lui Ștefan cel Mare și biserica și mulți de acolo moldoveni, chiar ne-am bucurat faptul, pentru că această personalitate, într-adevăr, poate să ne unească moldovenii între noi, spiritul nostru moldovenesc, pentru că cât de frați n-am fi noi cu oltenii sau cu cei din Transilvania sau cu totuși moldovenii noștri peste Prut, ei sunt aproape și valorile, istoria, denumirea aceasta de Moldova, de moldoveni, noi suntem foarte aproape și dacă noi să vedem peste 30, 40, peste 50 de ani înainte, 100 de ani înainte, dar pentru istorie 100 de ani asta înseamnă nimic. Totuși ar fi bine pe viitor să avem niște proiecte. Eu pot să-mi permit să spun că nu sunt funcționar și nu este o declarație oficială, dar ca organizații guvernamentale ar fi bine că această Moldova mare noi să o facem, nu trebuie de schimbat hotarele, dar noi trebuie să o facem cultural, spiritual, să mai schimbăm mai multe informații, să plecăm mai mult în ospiții la prietenii noștri din Iași, din Suceava, din Piatra Neamț și ultimii ani chiar suntem bucuroși. De acum avem mulți prieteni de acolo și vedem un lucru foarte interesant, la foarte multe compartimente, noi suntem de acord și să mănăm. Poți scoate omul din Moldova, nu poți scoate Moldova din om. Da. Chiar și lași dialect care îl folosim în limba moldovenească, noi îl întâlnim în toată Moldova. Exact. Chiar și felul de a gândi. Și perioada aceasta sovietică nu a scos din noi, cum spun mulți la București, că uitați, noi au fost stalinizați sau sovietici. Nu, suntem tot așa. Și acolo a fost și felul, sunt multe regrete a moldovenilor noi.
noștri. Deci acolo era mult mai dur decât aici. Sunt multe regrete a moldovenilor noștri de la Iași, de la Suceava, de la Piatra Neamț, că a scăpat, că a scăpat capitala. Că acea zonă este puțin mai săracă ca alte zone. Da, asta e adevărat. Undeva s-a schimbat și undeva totuși ei ne privesc cu o... invidie albă. Așa cu o invidie așa albă, că noi avem posibilitate, avem ambasade, avem... Chiar poate nu suntem cei mai bogate, săracă. Dar nu, noi ne-am îmbogățit cultural, luând atâtea informații și cultura Rusiei, învățându-o mult mai profund. Pe viitor ar fi bine să facem noi această unire între moldoveni. Așa. Unioniștii spun bine, unire, dar unire între moldoveni să o facem. Mai păi noi schimbăm sloganul și îl folosim în... În anul 90-91, așa a fost generația, sloganul. Generația mai tânără nu cunoaște, dar Mișcarea de Liberare Națională din Moldova, din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost sub lozinca Unirii Moldoveni. Uh-huh. Unirii Moldoveni și, respectiv, noi am reușit să ne unim și să obținem independența pentru Moldova. În contextul ceea ce a menționat domnul Păscaru, aș vrea doar să punctez două momente, cred eu, importante. Primul, în sistemul educațional din țara noastră, noi trebuie să educăm sau să familiarizăm copiii cu adevărate valori istorice și cu adevărați eroi ai neamului nostru. Și al doilea moment, toate acțiunile care vor fi desfășurate în cadrul anului Ștefan cel Mare și Sfânt nu sunt îndreptate împotriva cuiva. Noi nu suntem împotriva nimănui, nici a unui stat vecin sau stat îndepărtat. Noi suntem pentru Moldova, noi dorim ca cetățenii Moldovei să fie sensibilizați referitor la istoria și cultura noastră. Noi vrem să educăm spiritul patriotic aici în Moldova pentru cetățenii noștri, ca cetățenii noștri să își iubească țara și să consolidăm acest stat. Vreau neapărat să ne spuneți despre faptul că a mai fost pregătit un proiect de lege în vederea legalizării drapelului istoric al Moldovei în calitate de simbol public național. Și acest proiect de lege va fi prezentat în Parlament, da? Da, fără îndoială, este această inițiativă elaborată la propunerea șefului statului, președintele Republicii Moldova. Legislația actuală din țara noastră, în special legea privind simbolurile publice, conține sintagma de drapel istoric. Uh-huh. Asta nici de cum nu afectează drapelul oficial al Republicii Moldova, pe care da, îl avem la etapa ca să nu se înțeleagă greșit acum. Da, adică sunt mai multe simboluri publice, mai multe tipuri de drapele, sunt drapele corporative, sunt drapele autorităților publice locale, unităților teritoriale administrative, a organizațiilor și așa mai departe. Și o altă categorie este drapelele istorice. Noi le avem. Din documentele istorice ne demonstrează că noi am avut drapelele noastre istorice și ar fi bine să le onorăm. De aceea, ținând cont de prevederile cadrului normativ în vigoare, președintele a formulat această inițiativă ca drapelele istorice ale Moldovei de asemenea să fie oficializate, ca foarte drapele bine, istorice, ca simboluri naționale și nici de cum, ca, asta nu trebuie să speculeze nimeni, că cineva intenționează să schimbe simbolurile de stat deja actuale ale Republicii Moldova. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, pot să vă spun că în lume sunt foarte multe state care au astfel de simboluri istorice oficializate și care funcționează fără îndoială alături de simbolistica foarte actuală. Sunt peste 60 ceva de state, dacă nu mă înșel, unde sunt astfel de simboluri. Asta este oficializat. Asta este, cred eu, un lucru foarte important ca noi să ne cunoaștem istoria. Pentru că acela Ștefan cel Mare, în luptele care le-a câștigat și poate nu le-a câștigat pe toate împotriva dușmanilor Moldovei, el mergea în luptă sub anumite simboluri ale statului moldovenesc. Cum ar fi drapelul de luptă, cum ar fi alte simboluri și noi suntem, ca urmașii lui, suntem obligați să le cunoaștem și să le respectăm, să manifestăm o careva stimă față de aceste simboluri. Și să le utilizăm în... Și eu cred că, da, să le utilizăm la anumite întruniri științifice, conferințe. Dar știți de ce v-am zis? Terminați-vă gândul și vă... Mai mult ca atât, oamenii străini trebuie să, văzând aceste simboluri, o să aibă și ei respect față de istoria noastră, că noi nu au apărut undeva din ceruri, undeva în 1991. Noi avem o istorie de sute de ani.
Și această istorie este reprezentată inclusiv de aceste simboluri. Pot să vă spun și alte chestii. Noi avem steme istorice. Steme istorice care tot trebuie să le cunoaștem în diferite perioade. Inclusiv și stema din perioada lui Ștefan cel Mare și multe elemente din heraldica istorică a Moldovei se regăsesc și în simbolistica oficială a statului Republica Moldova. Asta nu este împotriva nimănui, este un lucru firesc. Și eu cred că această inițiativă va fi susținută de marea majoritate a deputaților din Parlamentul Republicii Moldova. Aici fac o paralelă și vreau neapărat să discutăm acest subiect, pentru că el face parte din categoria celor spuse dumneavoastră la începutul emisiunii, pentru că unele forțe chiar își propun activități și acțiuni destul de zilnic și destul de puternice de destrămare și distrugere a statului nostru. Și aici vreau să zic că aceste simboluri introduse pe teritoriul țării noastre de la alte state sau de zel ale unor șefi de administrații publice locale care utilizează aceste simboluri pe inscripții care ar fi trebuit să nu apară acolo. Eu vreau să acum în regia să ne arate imaginele inscripțiilor rutiere ale satelor unde ar fi trebuit să fie scris doar denumirea satului, de exemplu Sângera, Anenii Noi, Condrița, Durlești. Noi am văzut, iată, de exemplu, Budeștiu și a pus stema, ceea ce ziceți dumneavoastră, istoric, stema satului și a mai pus jos stemele. Iată, aici avem sus Condrița cu șosapară. Bine, aici este un semn rutier de kilometraj. Iată, Condrița, vedeți? Acum, noi am văzut la Cruzești, cred că următorul acum o să-l vedeți, inscripția Cruzești cu stema Uniunii Europene. Pe cât este de corect și pe cât de bine noi trebuie să punem și dacă nu este aceasta un exces de zel? Da, domnul Pascaru, dumneavoastră știu. Eu în România am văzut o problemă și mai mare, pentru că în partea, de exemplu, înspre Ungaria, în Deopște, satele care sunt de etnie maghiară, mai mulți locatari, își pun denumirile sale și cele românești le dau într-o parte. Adică, într-adevăr, e o problemă și mai mare. Și de fapt pentru aceasta le este o amendă, îi plătesc amenda asta, dar și las satele lor, adică fiecare comună, sat, regiune și are o istorie, nu este mai diferită ca satele împrejur sau raioane împrejur, dar totuși noi, Republica Moldova, suntem mai multe etnie, avem găgăuzi, avem ucraineni, sate ucrainești, sunt ruși, noi moldoveni. Ar fi bine ca totuși să fie o convenție anume la această problemă, pentru că într-adevăr poate să fie problemă. Noi vedem acestea 4 sate care, sau 5 sate care de acum încearcă să-și schimbe denumirea satului și țării, fiind în centrul Republicii Moldova. Dar cum spune la noi una moldoveni, când dracu nu are ce face și cântărește coada. Aceasta este din cauza unui haos așa mai care iese la noi prin Republica Moldova și tot depinde de administrația publică centrală, de guvern. Guvernul trebuie să atragă atenție la problemele astea, să nu ne trezim noi peste 20-25 de ani de independență și noi să nu știm, ori noi să vrem să schimbăm Constituția introducând acolo un vector geopolitic, vor să introducă în Constituție asocieri la Uniunea Europeană. Adică acestea întrebări trebuie reglementate de guvern. Și trebuie să fie niște standarde, pentru că este foarte interesant când la marginea satului sunt acele steme istorici care au fost. Așa cum la Budești, satul, de exemplu, da, am văzut. Și nu este o informare, dar în momentul când își pune satul său într-un drapel european, care noi de fapt noi nu suntem în Uniunea Europeană. Europeană. Da, suntem asta asociat, am văzut, dar în țările când trec granița, dar și sunt în Uniunea Europeană. Asta cel mai interesant, dacă să lăsăm Transnistria sau Găgăuzia sau Taraclia sau alte să-și facă aceste regulamente interne, putem să ne trezim într-o situație foarte neplăcută. Pentru că sunt dornici, de exemplu, să unească cu, nu știu, cu Bulgaria, cu Rusia, cu România, cu Ucraina, dar suntem un stat și trebuie să avem o regulă. Domn Popovici, ar trebui amendat? Acest lucru nu putem să spunem astăzi. Eu pot să menționez doar următoarele lucruri. Și anume, ceea ce ați arătat dumneavoastră, fără îndoială, noi vom sesiza Comisia Națională de Heraldică, de pe lângă Președintele Republicii Moldova, care se va expune referitor la
faptul este acceptabil să fie prezente aceste simboluri sau nu. Pentru că ceea ce s-a arătat referitor la Budești este o chestie legală, când apare stema localității, stema care este în armuriarul de stat al Republicii Moldova registrată și aici nu este nicio problemă. Nicio discuție. Referitor la importul de simboluri, noi nu putem să le oprim pe toate, importul, să spunem așa, este o altă problemă mai gravă, că în ultimul timp în Republica Moldova au început să vină un șir de emisari care creează probleme pentru Republica Moldova, deoarece acești emisari își permit să meargă prin școlile Moldovei, prin universități, să meargă la întâlniri cu cetățenii Republicii Moldova, contrar legislației în vigoare, și promovează un șir de idei care au un caracter vădit anticonstituțional. Și anume, care aceste persoane, aceste emisari, se pronunță împotriva principiului constituțional ce ține de independență țării, ce ține de suveranitatea țării, ce ține de integritatea teritorială a Republicii Moldova. Mă refer la același Băsescu, mă refer și la alții așa numiți politicieni din țările vecine. Suntem pe final de emisiune. Și respectiv pe mine mă miră faptul că organele competente din Republica Moldova nu reacționează nici într-un fel la aceste acte de încălcare flagrantă a legislației în vigoare. Procuratura, serviciul de securitate sunt obligate să reacționeze atunci când se încalcă principiile constituționale sau se încalcă legislația Republicii Moldova, deoarece acești emisari, mărgând la școli în timpul lecțiilor și făcând astfel de întruniri la care sunt chemați, inclusiv copiii, să susțină dispariția Republicii Moldova, este de neînțeles. Referitor la acele localități care s-a menționat, doar un singur moment, pe mine mă miră și alt fapt, că din acele 9 localități care au semnat așa numită declarație de independență, de unire, mare majoritate sunt conduse de primari a Partidului Democrat. Este de neînțeles cum acești primari a Partidului Democrat s-au înscris în această campanie antistatală, anticonstituțională de lichidare a Republicii Moldova. Și organele de competente, tac. Doar instituția prezidențială a luat poziție și fără îndoială noi vom sesiza opinia publică. Da, chiar așteptăm să fie niște acțiuni, pentru că bate la ochi niște lucruri care nu se iau în calcul. Și aici aș vrea, dar la o altă emisiune am să vă invit, să vorbim și despre instituțiile superioare de învățământ în care se promovează la fel acest aspect al unionismului. Flagrant codul educației în care este scris că în cadrul instituțiilor de învățământ nu pot avea loc activități cu caracter politic, în genere în incintă, și este categoric interzis ca aceste activități să desfășoare în cadrul orelor. Și avem și exemple, de aceea am să vă invit la o emisiune și o să le discutăm. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, vă doresc o seară frumoasă, telespectatorilor noștri să aibă un an frumos, pentru că anul acesta este marcat de cel mai puternic, cel mai important personalitate pentru Republica Moldova, anul Ștefan cel Mare și Sfânt. La revedere! Thank you.